DJ Blaj și Bubanu au început în forțe matinalul la Best FM. Noii noștri colegi au împărțit astăzi torturi ascultătorilor de ziua îndrăgostiților. La rândul lor au și primit un tort de bun venit din partea echipei. Uite, pentru tine un cadou special astăzi de Valentine's Day, un tort ca să-l duci acasă așa, la soție. Băresc o să se bucure, nu? Cu plăcere! O să se bucure cu siguranță. Am aflat ascultând radio Best FM, sunt ascultătoare vechi. Ce ați câștigat? Un tort. Un tort. Frumos premiu? Gustos. Gustos, știu sigur că e gustos pentru că cunosc, am mai luat de la firma respectivă, cofetăria respectivă și sunt într-adevăr bune. Blaj și Buba nu promit premii și de dragobete. Valentine's Day pe Best FM, exact, ca în fiecare an de altfel, nici nu știm cum e corect, Valentin sau Cupidon, că ne întrebam de dimineață cu ascultătorii de Best FM, astăzi cine trage, Cupidon sau Valentin, știi? E Valentine's by Cupidon, ba, vedem pe 24 eventual, atunci când mai facem o rundă de premii, știi, pe post. Eu sincer să vă spun, până astăzi nu prea credeam în sărbătoarea asta, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să ne iubim în fiecare zi anului, doar pe 14 și pe 24 februarie, doar că am aflat un lucru foarte tare. Iohannis l-a chemat la o cafea pe Grindeanu. Zic, bă, funcționează, frate. Dacă Iohannis l-a chemat pe Grindeanu la o cafea fix pe 14 februarie, cu siguranță ceva se întâmplă. E o magie în aerul. În spiritul sărbătoririi iubirii, cei doi matinali de pe Best FM au vrut să fie astăzi și Cupidoni. Cam fiecare an căutăm să aducem cumva o rază de lumină în viața unui personaj îndrăgit de noi de prin 2008, mai exact Ghiocel de la Dăbuleni. Nu, Bubanu? Ghiocel, da, este Ghiocel, bună dimineața, nostru, care încă își caută o prietenă, o femeie, nu știu, un ajutor în gospodărie, habar n-am până la urmă despre ce o fi vorba, și încercăm să îi difuzăm mesajul, poate cine știe vreodată, în vreun fel anume, Ghiocel își va rezolva problemele. Apropo de Ghiocel de la Dăbuleni, trebuie neapărat să-l vedeți, că poate cine știe, reușim să-l ajutăm într-un mare fel. Rămâneți pe Best FM 88,3 FM pentru că urmează lucruri foarte tari pe frecvență. Cunosc toate limbele străine. Am și o bicicletă deja. Caut femeie și nu pot să găsesc femeie.